Laura Codruța Chioveși a vorbit în premieră despre celebrul dosar Belina, în care sunt vizați vicepremierul Sevil Șaede și ministrul Rovana Plumb. În același interviu, șefa DNA neagă că ar fi făcut presiune asupra inspectorilor care i-au controlat activitatea. Dumneavoastră la DNA, câte verificări ați avut anul ăsta de la Inspecția Judiciară? Anul ăsta am avut peste 43 de verificări și anul trecut am avut peste 83 de verificări. Deci într-un an jumătate am avut peste 130 de controle din partea Inspecției Judiciare, controle punctuale, controle tematice și un control de fond. Deci la începutul lunii iulie, da? Doamna procuror Focică, care lucrase la Inspecția privind Ordonanța 13, are o discuție cu adjunctul Inspecției Judiciare, în care mărturisește că se teme pentru viața și slujba domniei sale. La cererea Ministrului Justiției, da, Inspecția Judiciară trimite 6 inspectori care trebuie să verifice activitatea de management sau ce, la DNA. Au verificat activitatea managerială la DNA. Practic au verificat tot. Ați tipat și la a doua echipă de inspectori? Exclus. Cât de mult a contat în acest caz Belina audierea lui Victor Ponta? Dar a lui Grindeanu. Domnul Ponta în acea zi n-a fost audiat doar într-un singur dosar. Au fost două audieri în două dosare diferite. Ca să lămurim și această percepție, nu pot să spun în ce dosare a fost audiat. Okay. Roxana Ciucă a urmărit întregul interviu dat de procurorul șef al DNA. Bună ziua, Roxana, ce-a mai spus Laura Codruța Chioveși? Bună ziua, Mihaela, bun găsit, doamnelor și domnilor. Foarte multe lucruri interesante a spus Laura Codruța Chioveși în interviul pe care l-a acordat timp de o oră la un post de radio. A ținut să spună faptul că dosarul în care, iată, Victor Ponta, dar și Sorin Grindeanu au fost audiați săptămânile trecute aici la Direcția Națională Anticorupție, a fost deschis în luna mai anului 2017 și nici de cum în anul 2014, așa cum s-a vehiculat până în momentul de față, și a recunoscut acolo că în momentul în care cei de la DNA au remis comunicatul de presă, s-a omis să se treacă și acest aspect. Pe de altă parte, cât privește raportul pe care cei de la Inspecția Judiciară trebuie să-l trimită aici la DNA pentru obiecțiuni, îl așteaptă. Până în momentul de față nu a primit acest raport DNA-ul. Evident că a făcut referire și la înregistrările care au apărut în mass media, înregistrări cu inspectoarea Mihaela Focică și adjunctul său Gheorghe Stan, spunând de Laura Codruța Chioveși că mai întâi de toate ar trebui să se vadă dacă respectiva înregistrare este sau nu adevărată, iar cei de la Inspecția Judiciară să ia măsurile în cauză. Pe de altă parte, însă de foarte multe lucruri s-a plâns Laura Codruța Chioveși, printre care și lipsa de personal din cadrul DNA și, evident, volumul foarte mare de muncă.